Municipiul Drobeta Turnu Severin a furat startul pregătirilor de Crăciun și a intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă. Autoritățile spun că au luat această decizie pentru ca oamenii să aibă un motiv de bucurie în perioada dificilă în care ne aflăm. Drobeta Turnu Severin a intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă. De câteva zile, pe străzile orașului au început să fie montate decorațiunile luminoase. Municipiul este printre primele orașe unde a început deja să se simtă magia Crăciunului. Vor fi peste 50 de străzi împodobite, ca și anul trecut. Pe Crișan va fi și acel brad mare cu acea cupolă cu multe lumini care bucură copiii, la fel și orășelul copiilor va fi amenajat. Deci, în principiu, vom fi alături de cetățenii Drobeta Turnu Severin și eventualii turiști care ne vor vizita în perioada sărbătorilor de iarnă. Drobeta Turnu Severin a intrat deja în spiritul Crăciunului. Peste 60 de străzi din oraș vor fi decorate corespunzător și cum acestea trebuie să aducă bucurie în sufletele noastre, la începutul lunii decembrie vor fi aprinse toate luminile de Crăciun.